Băi, eu munca asta trebuie făcută cu muzică, mă, nu poți să o faci așa. Am dat drumul tare la muzică și dă-i distracție. Opa! Ia zi-a! Uite ce face nebuna. Ia să vezi ce face asta. A venit marfă proaspătă! E caldă asta! Tocmai veni să o mașină și dacă vreau să luăm mașina aia, să o mutăm, să o dăm, să o distrugem. Aaa! Mi-e frică! Ce fac acum? Aola, ce frică mi-e! Iisuse! Exact ca atunci când ești acasă și mănânci și te uiți pe YouTube, așa a fost și pentru mine, pentru că făceam activitatea asta și mă uitam la Elona. Wow! Wow! Eu nu mi-e frică de Macalaua, dar eu, sincer, eram fricos de când mă conduce doamna Ilona. Nu pot să cred așa ceva! Băi, ești nebun! Wow, alo! A luat Macalaua, wind, bang! Și în mașina eram în aer. Mai dă drumul? Da, da, mai dă-le așa să... Ia! Mai dă! Mamă! Să distrugi o mașină cu chestia aia era amazing. Ce tare a fost. Bă, cum se aude, bă. Da. Și acum ia-l pe Neamărin. Trece aici jos să te iau de șapcă. Vrei, trece jos să te iau de pălărie. Neamărin nu se ia de oameni numai când nu muncesc. Uneori se ia de oameni și când muncesc. Pentru că el are această plăcere. Auzi, du-te încolo, vezi o șapcă albă. O ia așa, șapca. Și... Nu mai vrea să facă treabă. Am luat bobul de fasole, pac! Ieși! Dă-te de aici, nu da! Avea, cred că, vreo 10 sticle de plastic și a început să dea mine. Și dă-i și ferește-te și dă-i, da? Am pus iar în praștie bob de fasole. Ia, acum să te văd, să te văd acum! Nu să te văd acum, să te văd acum! Mă doar! Iată cum îți spui asta de aici. Să vă ajut eu. De pe masă, te rog. Sigur. Da. A venit cu o ladă plină de acuarele din ciocolată. Erau niște acuarele așa făcute foarte frumos, practic ciocolată colorată. Acum, îi dai, îi faci cerul? Cerul. Îi faci marea? Da. Ai asta mai e închis, pentru mare, da. Ai și alb joblesc da, cu el, noi, da. Da? Bun. Ia, stă-ți așa. Am început să pictez. Și în momentul în care am început să pictez, eram așa plin de creativitate. Am lăsat și poza la un moment dat. Știu că în poză nu exista un apus, eu am făcut un apus pe pânză. A fost foarte, 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 foarte frumos. Țițele sunt prea curvate. Curvă? Curvate! Stă 3 ore să lipesc acolo. Am dezbrăcat-o de chiloți, le-am pus pe masa că era dreptă. Și am început să lipesc. M-a venit o idee. Chiar șmecheră. Da, te rog. Uite. Am de așa să aud. Când am prins că domnul nu era lângă mine, am umplut de ciocolate direct, fără să moi fiecare baston. Am pus și am pus ciocolate deasupra. Ce faci, Sony? Sufli în chiloți acum? Se susuce ciocolată. Se susuce, dar nu se susucă. Am suflat, s-a uscat. După ce s-a uscat, am îmbrăcat din nou manichinul. Acum știu să fac și sutiene și chiloți de ciocolată. Asta e. Frumos. A, ce n-a prins-o. Hai că asta mai bag o dată pe aici. Am muncit ceva timp la cabluri pentru că nu a fost chiar atât de ușor pe cum îmi imaginam. Unde le dau bătăi de cam mai trecem o dată după aia. După ce am terminat activitatea mea, a văzut Neamărin că n-a durat foarte mult și nu se putea evident să termine aici și m-a mai dat de făcut o activitate. M-a pus să curăț un cântar foarte mare pe care pun probabil mașinile vechi să vadă câte kilograme de fiare vechi sunt. Și ăla trebuie din când în când curățat. Vino cu așa, vino cu așa cu el! Și atunci a venit o idee lui Neamărin. Ce vrei? Dă-mă cu amă. Dă-mă cu amă. Și trebuie să recunosc că la remat n-am fost cel mai bun om de pe planetă pentru că, pentru a-mi salva propria piele, am făcut echipă cu Neamărin. Lasă să-l, dă-te și pune-l să-ți facă șuruburile alea. Perichitul, da? Dar ca să fie cu spatele, da?
Păi, bă, Richito, aici ce faci, bă? M-am dus la Richito să-i atrag atenția. Richito care a încercat să desfacă un șurub de la o roată de camion. Fratele meu, am scos ăla. Ia, unde? Uite, aici. Dar asta unde se pune? Păi arată-mi aici, nu dau seama cum se pune. Eu am făcut chiar treaba serios. Scoate luoțele pentru tir. Moment dat am venit, domnul Neamarin. Am udat pe mine că aparata aia chiar foarte nu înțeleg de ce. Eram, jur că am lucrat tare. Aaa, mă, chiloți umed. Chiloți umed acum. Șefu, ajutor! Îmi pare rău, Richito, te-am trădat doar ca să-mi salvezi mie pielea. Nu problem. Știi cum e? Prima dată e pielea mea pe primul loc, după aia e pielea celorlalți. Îmi pare rău, nu o să se mai întâmple decât de câteva ori. Trebuie să întreb o chestie la cineva. O secundă. Vin imediat. Adică dispari, gata, nu ai plecat. Nu, vin. Îmi vine o idee. Deja că suntem la o fabrică, o atelier de ciocolate, vreau să-i fac cadou un ciocolate lui Neamarin. Stați liniște, că dacă nu stă, Neamarin are, e ca o soacră. Are ochi și urechi peste tot. M-am dus sus la bucateria. Am cerut la bucătarul italiano. Ho bisogno di qualcosa di piccante, un peperoncino piccante al massimo. Sì. Orice era cel mai iute possibile. Ci